Ei au învățat în aceeași clasă. Pavel era un băiat slab, cu ochelari, un elev excelent care nu făcea probleme și nu lipsea de la ore. Maria nu-l prea observa și nu-i acorda atenție, la fel ca celelalte fete. Poate că era din cauza vremii călduroase și însorite de mai, sau poate că atunci momentul lor a sosit. În timpul lecției de fizică, privirile lor s-au întâlnit și inima Mariei a început să bată mai tare. Întreaga oră ea se temea să se uite la el și își dorea foarte mult să se asigure că el chiar o privește și așteaptă ca privirile lor să se întâlnească din nou. Dar înainte să continui, te rog să te abonezi și să dai un like acestui video dacă îți plac astfel de povestioare. Asta ne-ar ajuta foarte mult. Cu voi este canalul Smart Child și vă dorim o vizionare plăcută! Clopoțelul a sunat și toată lumea s-a agitat, strângând caiete și manuale. Maria și-a întors capul și Pavel de parcă a ars-o din nou cu privirea. Inima ei a început să bată sălbatic în piept ca la un fluture prins în plasă. Până la sfârșitul lecției era distrasă și gânditoare. Pavel a ajuns-o din urmă în drum spre casă. Maria nu și-a mintea despre ce au vorbit, apoi au stat unul lângă celălalt într-o sală întunecată de cinema. Și ei s-a părut că inimile lor bat în unison, iar dacă nu ar fi fost muzica tare a filmului, i-ar fi auzit toată sala. El a luat-o de mână pentru prima dată și pielea ei s-a făcut de găină. Atunci, în luna mai, era pentru prima dată, prima întâlnire, primul sărut timid, primele declarații de dragoste. Începutul examenelor de absolvire le-au răcorit un pic capul fierbinte. Au decis să învețe împreună la universitatea din orașul natal, chiar dacă la facultăți diferite. Mama lui era doctor la policlinică, iar tatăl, inginer. Era o familie obișnuită și inteligentă. Dar ce mare folos din asta! Salariul lor era mic, iar pentru a merge la mare economiseau un an întreg. Mulțumesc, am trăit o viață întreagă așa. De-aia nu-i doresc Mariei o astfel de viață. Se plângea mama Mariei, prietenei sale din capitală. Ea a fost de acord și a propus să o trimită pe Maria să învețe la ea la București. Va avea loc suficient, nu-ți face griji. Aici va avea și un alt cerc de prieteni. Trimit-o la mine cât mai curând posibil, înainte ca relația lor să avanseze. Singură știi cât de rapid se întâmplă totul acum la ei. Să nu rămână blocată în acea iubire, Doamne ferește să nu rămână însărcinată. Mama Maria a reacționat foarte nervos și a început să discute cu Maria după ce a venit acasă de la întâlnirea cu Pavel. Eu înțeleg iubire și toate astea, dar gândește-te, de ce ai nevoie de el? Ești frumoasă și meriți ceva mai bun. Ce fel de viață te așteaptă cu el? Mai întâi un apartament închiriat, apoi îl veți cumpăra pe al vostru și 30 de ani veți plăti împrumutul ipotecar. Veți trăi de la salariu la salariu. Apoi vor apărea copiii, nopțile nedormite și vei da copilul la grădiniță pentru a merge la serviciu de vreme dimineața. Certurile legate de sărăcie vor distruge toată iubirea. Nu astfel de viață mi-am dorit eu pentru tine. Mamă, nu avem de gând să ne căsătorim. De ce ai început acest subiect? Trebuie să mai învățăm, a răspuns timid Maria. Însă viitorul întunecat care a fost atât de detaliat descris de mama a avut o impresie descurajatoare asupra ei. Despre studii vorbesc acum. Eugenia, prietena mea, mi-a propus să mergi și să studiezi la București și totodată să locuiești la ea. Ce oportunități ai aici? Mai multe vei avea acolo. Mai ales că deja am cumpărat bilet la tren, așa că mâine vei pleca. În acel moment, Maria nici n-a încercat să întrebe cum rămâne cu Pavel. Înțeleg totul, dragostea tânără este pusă la încercare de timp și distanță. Veți veni în vizită în timpul vacanței. Vreau ce mai bun pentru tine. Mama a crescut-o singură, de aceea Maria a știut cât a costat asta.
a fost o fică ascultătoare. Pavel a liniștit-o pe Maria și i-a promis că o va aștepta. A spus că sentimentele lor vor depăși separarea, mai ales că nu e o distanță atât de mare între ei. Maria a intrat ușor la una dintre instituțiile din capitală. La ziua de naștere a mătușii Eugenia, prietena mamei, a venit în vizită o colegă cu un fiu tânăr și frumos. Maria i-a plăcut imediat. De ce mai stai pe gânduri? Victor are reședința la București, părinți bogați, un apartament luxos în centrul orașului. Pavel al tău cu siguranță a uitat de tine. Mai târziu, în timpul unei convorbiri telefonice, mama intenționat i-a spus Mariei că l-a văzut recent cu o fată. Convorbirile frecvente din primele zile de separare au fost în curând înlocuite cu mesaje scurte. De genul, ce faci? Cu ce ești ocupat? În timpul vacanței de iarnă, Maria s-a întors acasă. Întâlnirea îndrăgostiților a avut loc într-un loc reținut, fără sărutări pasionale și declarații. Maria trecuse deja cu succes examenele, dar la Pavel abia a început. El a stat cu nasul în carte. Maria, supărată, s-a întors la București. După 2 ani s-a căsătorit cu Victor. Părinții i-au cumpărat un apartament ca dar de nuntă. Mama era încântată că și-a asigurat bine viața fiicei. Și viața Mariei, într-adevăr, era una lină și liniștită. Toți în jurul ei considerau că a primit un bilet norocos, având un soț bun, un tată iubitor pentru fiica lor, un loc de muncă cu un salariu decent, o casă mare, o casă de vacanță și o mașină. Pentru o perioadă de timp și Maria a crezut la fel, o viață liniștită și armonioasă, fără probleme sau agitații. Ce poate fi mai bine decât asta? Dar dacă, să fie sinceră, Maria a început să se gândească tot mai mult la primăvara înainte de absolvire. La privirile aprinse la ore, la săruturile fierbinți și stângace, furate în secret. Aprilie ploios și răcoros a fost înlocuit de luna mai. Păsările cântau, iar frunzele tinere și verzi adăugau culori festive peisajului obișnuit întunecat și umed, al Bucureștiului. Într-o zi, Maria a simțit brusc nevoia să iasă afară și să-și expună fața razelor soarelui de primăvară, în timpul pauzei de prânz. A ieșit să facă o plimbare, iar apoi a intrat într-o cafenea aproape goală pentru a bea o cafea. La masa vecină se afla un bărbat tânăr. În mod accidental, privirile lor s-au întâlnit și Maria, simțind emoții familiare, l-a recunoscut pe Pavel. El devenise un bărbat matur. A mers la masa ei și i-a spus că s-a mutat aici recent, după divorțul cu soția sa. Pauza de prânz era de mult timp gata, dar ei continuau să vorbească și nu puteau să se oprească. În timp ce își luau rămas bun, au hotărât să se întâlnească aici a doua zi. A doua zi, Maria număra minutele până la pauză și, chiar dacă ploua, a ieșit în grabă spre cafenea. Pavel deja o aștepta nerăbdător la aceeași masă. Inimile lor băteau din nou în unison. Din nou zburau scântei între ei și atunci când se atingeau accidental cu mâinile sau genunchii, un foc se ridica în jurul lor. Dragostea i-a cuprins pe amândoi. Nu era timidă și adolescentină, ci puternică, distrugând totul în calea sa și învingând totul. Soțul și fiica ei s-au mutat pe locul 2. Se întâlneau din când în când, fără a pierde nicio secundă pentru a vorbi și de a-și aminti, încercând să-și clarifice relația și să descopere cine dintre ei a fost cauza despărțirii lungi. Maria a început să simtă remușcări de conștiință, dar nu își mai putea imagina viața fără Pavel și fără dragostea lui. Ea se trezea în miezul nopții de frică că totul a fost doar un vis și că nu există Pavel, ci doar viața plictisitoare și monotonă cu Victor. Maria slăbise, ochii îi străluceau și buzele avea mereu un zâmbet ciucăuș. Odată, soacra ei a întrebat-o direct dacă s-a îndrăgostit.
o schimbare radicală avusese loc cu nora ei. Maria și-a ascuns ochii fericiți. Nu vreau să distrugi familia, a spus oftând soacra. Mama ei suna și urla în telefon. Vrei să-ți distrugi viața pentru un sentiment trecător? Să arunci tot ce ai construit cu atâta trudă și să pierzi totul din cauza cuiva? Gândește-te bine înainte să fie prea târziu. Și în acele zile Maria chiar se gândea mult, stând trează lângă soțul ei adormit și privind în tavan. Ea își dorea cu disperare să-l aibă pe Pavel lângă ea. Se sufoca de dragoste pentru el, își mușca buzele până la sânge pentru a nu uita durerea și disperarea. Dar nu s-au mai întâlnit la cafenea. Pavel a închiriat un apartament aproape de biroul ei, ca să nu piardă timpul pe drum. De îndată ce au intrat în acel apartament, el a învăluit-o cu îmbrățișări și nu a mai lăsat-o să plece nici măcar o secundă, încercând să recupereze timpul pierdut pe care l-au negat singuri. Apoi, când ieșeau de acolo, își puneau mâși de persoane calme și cu greu își lăsau mâinile să se desfacă, plecând în direcții diferite până la următoarea întâlnire. Totul era din nou și din nou ca pentru prima dată, ca în luna mai, la școală. Maria a devenit mai frumoasă și emana o energie uimitoare, pe care o aveau doar femeile iubite și îndrăgostite. Bărbații la serviciu și pe stradă o însoțeau cu priviri admirative. Odată, Maria mergea încet spre casă și a văzut o femeie tânără plângând în hohote pe o bancă. Mă scuzați, ați pierdut pe cineva? A murit cineva? A întrebat Maria așezându-se lângă ea. Femeia a confirmat și a spus scurt povestea ei, atât de asemănătoare cu cea a Mariei. Părinții ei au despărțit-o de prima ei dragoste și au dus-o departe. După mulți ani s-au întâlnit întâmplător cu 2 ani în urmă. Ambii erau căsătoriți și aveau copii, dar nu au reușit să învingă dragostea reaprinsă cu putere. N-au reușit să se explice cu soții lor temându-se să nu-i rănească pe copii. Trebuia să ne întâlnim astăzi, dar el a murit ieri. A venit o moarte ușoară, s-a pus să doarmă și nu s-a mai trezit. Dacă aș fi știut că ne este dat atât de puțin timp să fim împreună, nu aș fi pierdut nici o clipă. Aș fi renunțat la tot și aș fi fost lângă el în fiecare moment prețios. Dar noi ne-am temut de ceva, am întins timpul. Maria se întorcea acasă și se gândea că nici ea nu putea trăi fără Pavel, dar nu știe de ce nu pleacă de la viața grea și plictisitoare alături de Victor. Dar ce dacă va regreta și ea nesiguranța sa? Cine știe cât timp le-a fost dat să mai trăiască? Da, trebuie să-i spun totul soțului și să văd ce se va întâmpla. Este mai corect decât să-l înșel în fiecare zi. Ea a accelerat pasul și a văzut mașina soțului său pe trotuar. Fiind uimită, s-a întrebat de ce este aici. El lucrează cu totul în alt colț al orașului. S-a apropiat de mașină și a privit în geamul lateral. Pe banchetă din spate, soțul ei săruta o tânără femeie. Ei nu au observat-o pe Maria. Când soțul său, într-o stare de bine, a venit acasă, ea i-a spus că a văzut totul. El nu a încercat să nege sau să se justifice, ci pur și simplu a spus că era îndrăgostit de ea încă de dinaintea apariției Mariei în viața lui. Însă părinții lui nu au plăcut-o pe ea și au insistat ca el să se căsătorească cu Maria. Cu 3 ani în urmă s-au întâlnit întâmplător și au devenit amanți. De 3 ani? De ce nu ai plecat la ea? L-a întrebat liniștită Maria. Acum ea a înțeles motivul răcirii și indiferenței soțului ei față de sine. Nu știu, mi-era teamă de tine și pentru fiica noastră. O iubești? Atunci de ce stai? Ajunge să te chinui, mergi și trăiește-ți viața mult dorită, dar fiica noastră este deja mare, are 13 ani. Să o lăsăm singură să decidă cu cine vrea să rămână.
a spus Maria. Atât de simplu? Da, nu datorăm nimic unul altuia. Trebuie doar să trăim pentru noi înșine, cu cei pe care îi iubim, a spus ea. Pentru prima dată Maria a alergat la Pavel fără să se ascundă, fără să-i fie frică de vorbe, doar era frică să nu fie prea târziu. Tu? Pavel a deschis ușa zâmbind. Da, eu pentru totdeauna și fiica mea a hotărât să trăiască cu mine. Wow, cât de fericit sunt! Mâine voi căuta un alt apartament mai mare. În chirie? A întrebat Maria zâmbind. Nu, o să cumpăr apartamentul. Am bani puși deoparte, pur și simplu nu i-am folosit pentru că nu am avut nevoie de ei momentan. Asta a fost povestea. Dar de ce să distrugi o familie bună, ar spune cineva. Dar oare este o familie bună cea în care nu există iubire? Asta nu este o familie, ci doar o casă care unește mai mulți oameni în comun. În cele din urmă, iubirea îi va ajunge pe toți. Și ce va urma depinde de fiecare în parte. Nici timpul, nici distanța nu au influențat sentimentele lui Pavel și a Mariei, ci doar le-a făcut mai puternice. Destinul lor este să fie împreună, sunt sortiți să se iubească. Să trăiești fără iubire respectând doar regulile sociale și teama de a fi judecat sau să iubești și să fii iubit indiferent de circumstanțe este o alegere personală. Poate e mai ușor să trăiești fără iubire, dar fără ea, viața nu are nicio valoare. Când ajungi la finalul vieții tale, singurul lucru care contează este iubirea pe care ai dat-o în călătoria ta către lumea de dincolo. Singurul lucru pe care îl poți lua cu tine este iubirea. Singurul lucru valoros pe care îl lași în această lume este iubirea, nimic altceva. Dragi prieteni, dacă v-a plăcut această poveste, abonați-vă la canalul nostru, puneți un like și lăsați un comentariu. Vă dorim multă sănătate și tot binele din lume. Pe curând!